Bună seara și bun găsit la o nouă ediție a știrilor TV Betleem. Începem actualitatea din această seară cu evenimentul cel mai important al ultimelor zile. O acțiune administrativă a cuprins întreaga țară, recensământul populației. Reportera noastră se află pe teren și ne oferă amănunte. Într-adevăr, este o nebunie în general în orașul nostru. Oamenii au venit din toate colțurile să se scrie conform legii impuse de împărat. Haideți să mergem să vedem ce spun oamenii. Ne scuzați, sunteți de mult aici? Stai de câteva zile și nu știu cât timp mai rezista. Ei, nu vă mai împinge, să ia toată lumea în vas spate. Ne țineai să pierdem timp și bani, dar cu ei pasă de noi? Ne țineai să pierdem timp și bani, pe noi cine ne plătește zilele astea? În ziua de azi mai găsim vreo înțelegere, nimeni nu mai vrea să ne înțeleagă. Hei, unde duci? Stai la lângă toată lumea, cine te crezi? Așa vă să facă ei treabă cu un singur funcțional la atâta mari de oameni? Băi, dați drumul la ghișele! Până când se mai arătăm frigul, foamea și oboseala și suferinților copiilor noștri, le plângem de mină micuților, fi ca sunt nevoie să se chinuie pe lângă noi! Acasă, demisia! Acasă, vrem acasă cu toții! Să demisia! Demisia! După cum ați aflat, oamenii stau la cadă de câteva zile și rămân interviu în forță. Oamenii reproșează autorităților că nu sunt destule ghișee. Așadar, o stare de nervozitate și un stres general. Să sperăm că procedura de înscriere a populației nu va mai dura foarte mult. Trecem acum în lumea cifrelor, unde reporterea noastră, pe probleme economice, a realizat un reportaj chiar în Betleem. Am fost astăzi pe străzile Betleemului și am constatat o situație fără precedent. O explozie a prețurilor cum nu s-a mai văzut. În piață, prețurile legumelor și al animalelor s-au triplat. Asta datorită faptului că o mare parte din multe magazine a fost închise, proprietarii acestora fiind nevoiți să plece în locul lor de naștere pentru a se înscrie. Chiriile au crescut în mod spectaculos, iar toate hanurile și hotelurile au pus afișe, nu mai sunt locuri. Cei care au amânat venirea la Betleem riscă să-și petreacă noaptea în cortul sau sub cerul liber. Nu este vorba de o atracție turistică la Betleem, ci de noua lege care agită puternic populația. Continuăm știrile. Cu siguranță v-ați întrebat ce se întâmplă cu cei care nu se supun legii. Păstorii, de exemplu, amenință cu o revoltă. Prin natura meseriei lor, ei nu pot părăsi turmele pentru a se înscrie. Reportera noastră le-a făcut o vizită și ne va relata care este situația chiar de la fața locului. Într-un final, păstorii s-au hotărât să nu se revolte împotriva autorităților romane și se vor duce curând să se înscrie. Ei rămân în continuare zi și noapte alături de turmele lor, dar ei sunt mai optimiști. Ar fi într-adevăr o veste bună. Așteptăm însă și o confirmare. Continuăm știrile. În Betleem, o tânără mamă a fost nevoită să nască în iezlea pentru animale. Corespondentul nostru vine cu amănunte. Tânăra se numește Maria și este originară din Nazaret. Dar să lăsăm pe ei să spună câteva cuvinte de ce au făcut zilele acestea. Am venit aici împreună cu soțul meu Iosif pentru a ne scrie, dar din cauza aglomerației n-am fost privit să Betleem, deși superam. Acest copil pe care l-a numit Isus a primit deja câteva vizite, pare a fi o celebritate. Vizitatorii sunt niște oameni simpli, cei drept, niște păstori, care ar fi auzit de nașterea lui Isus. Lui. Se petrec însă lucruri ciudate. La momentul sosirii echipei noastre am fost surprinși să constatăm că toată sărăcia în care se afla avea în jurul lui tămâie, smirnă și aur. Trecem acum la știri externe. O delegație internațională vizitează în aceste momente țara noastră.
Ei au fost primiți de împăratul Irod. În acest moment, colegul nostru se află la Ierusalim, la Palatul Regal și ne oferă mai multe informații. Gaspar din Tanis, Baltazar din Saba și Melchior din Arabia sunt cei trei cercetori orientali ce efectuează o vizită oficială în țara noastră în aceste zile. Ei spun că au văzut în stele că pentru Israel se anunță vremuri prospere. Au adus cu ei un proiect numit Pruncul Împărat, în care sunt specificate măsurile ce trebuie luate pentru o mai bine organizare a țării, atât la nivelul central cât și local. Au ales localitatea Betleem ca loc pentru experiment. Abia aștept să ajung acolo să-i dăruim, să ne închinăm lui, să-i dăruim darul. Când eram în țara noastră, am văzut că pe cer a apărut o stea care lumina tot cer. Pe atunci am mers și am citit în cărți despre o profeție care spunea că în orașul Betleem se va naște Fiul lui Dumnezeu. Când am văzut steaua pe cer, am știut că profeția se va împlini. Iată că steaua ne-a condus până aici. Surse din anturajul lui Irod ne-a spus că este posibil ca negocierile privind anunțarea sa despre locul nașterii copilului să fie eșuat, pentru că echipa de astronomi, după vizita la Betleem, a părăsit imediat Israelul pe un alt drum decât cel stabil oficial. Rămânem tot în zona Palatului Regal. Nebunia împăratului Irod atinge cote maxime, că se temea de un eventual complot este lucru știut deja. Pericolul ar veni acum de la un prunc care tocmai s-a născut. Împăratul se temea că acesta ar vrea să ia tronul. Pentru a înlătura orice pericol, Irod a ordonat un adevărat masacru. Toți băieții până la 2 ani vor fi uciși. Această măsură a dus la emigrări masive ale populației. Mai multe amănunte de la colegul nostru de la frontiera cu Egiptul. Suntem la granița cu Egiptul unde multe familii vor să plece. Am stat de vorbă cu un meșter tâmplar. Spuneți-ne, vă rog, de unde sunteți și ce aveți de gând să faceți? Am fost la Betleem să ne scrim la ce să mânt și acum vreau să plec împreună cu soția mea în Egipt, deoarece am auzit că Irod vrea să omoare toți copilași. Nu vă este teamă că veți fi prinși? Așadar, sperați să vă întoarceți? Da, noi credem. Și credem că într-o zi copilașul nostru va salva lumea. Căci am auzit că în timpul stăpânirii lui Ivanajul specific puternic și va anunța cu cei milostivi. Celor flămânți le va da mâncare, iar celor bogați îi va lăsa cămile goale. Haideți, fraților, să mergem, că este pe zi. Până la moartea lui Irod, lucrurile nu par a se schimba în bine. Practic, revenim mereu la același subiect, un prunc să fie eliberator. În momentul în care editam știrile, ne-am pus această problemă și am început să căutăm în arhiv. Iată ce am descoperit. Jurnaliștii care au lucrat la redacție cu mult timp înaintea noastră au anticipat aceste evenimente. Astfel, Isaia, unul din reporterii noștri de la Departamentul Social, spunea: iată, fecioara va rămâne însărcinată, va naște un fiu și vor pune numele Emanuel, adică Dumnezeu cu noi. Un alt ziarist, Moise, spunea că Dumnezeu va ridica din mijlocul poporului un mare profet și că trebuie să ascultăm de el. Tot din arhive am aflat că Mica vedea Betleemul ca fiind localitatea unde se va naște eliberatorul, urmașul marelui rege David. Ediția noastră informativă a ajuns la sfârșit, dar nu încheiem fără să vă amintim o știre de ultima oră. Reporterii noștri ne-au confirmat că în noaptea trecută s-au auzit melodii ca venite din cer deasupra Betleemului. Ei au reușit să înregistreze corul îngerilor și vă lăsăm să ascultați un extras. Slavă lui Dumnezeu, slavă lui Dumnezeu, în locurile prea înalte, slavă lui Dumnezeu. Și pace fie pe pământ, pace pe pământ, între oamenii plăcuți lui, pace pe pământ.